Ciao. Ei, dacă vreți, vă spun eu despre ce vor, ca să vedeți. Bună, chestia asta este grav. Este o chestie penală. Putare, eu stăteam și mă uitam la televizor și mă gândeam, mă, frate, săraca, nu mă leagă ăștia, mă, și leagă pe toți. Ce s-a întâmplat? Și dacă doriți să vedeți, eventual să vă dau și documentele. De la Ministerul Internelor, sau cum îi mai zice, acum e din Ministerul de Interne, nu mai știu ce mai în țara asta, din punctul ăsta de vedere, sper să se stabilizeze ministerele și vorba să discutăm, a venit o notă în data de 3, ordin, prin care taxele la, dacă vreți să vă schimbați numele, sexul, le-am acolo, chiar și asta este, se măresc. Asta era o taxă de înmatriculare mașină care creștea cu 2 lei. Au venit să plătească taxele, ne-a spus, domnule, avem hotărâre de Consiliu, plătiți cu taxa veche. Și toate că trebuie aplicată aia care a venit ordin. S-au dus oamenii la poliție, au plătit ăla cât a fost 2 lei, fără ăla 2 lei în plus, ca să-și facă treaba la mașină. I-au spus, nu, domnule, dumneavoastră trebuie să plătiți taxa asta, pentru că ordinul venise și la ei și la noi. Omul, oamenii au venit și ce să face? Domnule, luați taxa aia pentru că aia va rămâne. Noi nu putem să diminuăm nivelul taxelor pe care ne le dă guvernul. Și lucrul ăsta cred că trebuie să știe toată lumea, mai ales cei care ne frecă mult de administrație. Și domnul Crișan a fost și a plătit această taxă. Și a venit cu ea să spună, uitați că eu am plătit înainte de putare, n-a spus-o el, au spus-o alții, au folosit. Și de aici a ajuns chestia că presa ar trebui să fie nu știu cum. A fost o adevărată chestiune la televiziune. Mă uit în altă parte și spun, în orice caz, omul de televiziune care a fost acolo, mi-a plăcut. Chiar că stătea bine pe scaun, că săracul intervievatul era deja pe sumasă, era pe pășune. Dacă nu știi și încerci să minți și cineva te întreabă, domnule, e adevărat lucru? Tu spui, dumneavoastră, păi să vedeți, grav, ce bine sună. Deci, și ăsta este un demers al discuției noastre. Și ce vă mai promit și eu asta să mă țin de cuvânt, o să facem conferință de presă măcar săptămânal, în care să vă spunem toate lucrurile așa cum sunt și o să vă dăm materiale. Dacă nu vă trebuie, spuneți-ne că vi le dăm pe mail, vi le dăm pe suport magnetic, dar nu vă trebuie atâta hârtie, dar poate mai trebuie și voi făc un sobă. După ce le citiți. Deci, astea sunt lucruri care sunt obligatorii. Deci, nu mă simt. N-am nicio problemă, n-avem nicio problemă, singurul lucru ticălos este că totul a încercat să se arunce într-o politică și pe chestia asta au încercat să sacrifice și să bage la înaintare, să folosesc termenul ăsta, oameni care nu fac altceva în primărie decât își fac treaba. Și își fac treaba bine și lucrul ăsta se vede ceea ce este afară, se vede la nivelul banilor aduși, că nu i-am cărat eu și i-am tras eu cu cârligul.